Cartea lui Dumnezeu începe într-un mod vrednic de un rege. El ne spune ce vrea El să știm și nimic mai mult. La început, Dumnezeu a creat cerurile și pământul. Tot ceea ce putem vedea și atinge are un început. Dar Creatorul și Stăpânul Universului nu are nici început, nici sfârșit. El este invizibil, Duh veșnic care poate fi peste tot în același timp. El vede și știe totul. Îi cunoști numele? Dumnezeu are multe nume, dar cel mai faimos nume al Lui este Domnul. În limba originală a cărții lui Dumnezeu, numele lui este Yahweh, care înseamnă cel care este, sau pur și simplu, eu sunt. Povestea creației continuă cu descrierea regelui despre pământul inițial. Pământul era pustiu și gol. Peste fața adâncului de ape era întuneric și Duhul lui Dumnezeu se mișca pe deasupra apelor. Era timpul să pregătească planeta pentru oameni. Și Dumnezeu a spus să fie lumină și a fost lumină. Dumnezeu a văzut că lumina era bună și Dumnezeu a despărțit lumina de întuneric. Dumnezeu a numit lumina zi, iar întunericul l-a numit noapte. Astfel a fost o seară și apoi o dimineață. Aceasta a fost ziua întâi. Ce a făcut Dumnezeu în prima zi a creației? A poruncit luminii să străpungă întunericul. Mai târziu soarele va străluci pe pământ, dar nu în ziua întâi. Dumnezeu vrea să știm că El este sursa luminii. Dumnezeu e lumină și în El nu există întuneric deloc. Dumnezeu este pur ca lumina, nu poate fi întinat. Chiar și atunci când lumina strălucește pe lucruri foarte murdare, rămâne pură. Dumnezeu este perfect, Dumnezeu este sfânt. Ai observat cine era împreună cu Dumnezeu în timpul creației? Duhul lui Sfânt era acolo, plutind deasupra apelor. Cuvântul lui era și el acolo, vorbind. La început era cuvântul și cuvântul era cu Dumnezeu și cuvântul era Dumnezeu. El era la început cu Dumnezeu. Toate lucrurile au fost făcute prin el. Duhul Sfânt al lui Dumnezeu și cuvântul au fost întotdeauna cu singurul Dumnezeu adevărat. De aceea se poate spune despre rege, chiar și atunci când el exista singur, el nu era niciodată singur. În 6 zile consecutive, regele a creat o lume frumoasă, minunată. Dumnezeu pur și simplu a vorbit și au apărut minuni perfecte. În prima zi, Dumnezeu a zis, să fie lumină, și a fost lumină. A doua zi, Dumnezeu a făcut atmosfera pământului cu cerul albastru pe care îl vedem și aerul invizibil pe care îl respirăm. Dumnezeu a proiectat cerul cu un perfect amestec de gaze care susțin viața, precum oxigenul și azotul. A treia zi, Dumnezeu a zis, să apară pământul uscat. Și așa a fost. Atunci Dumnezeu a spus să dea pământul verdeață. Imediat, iarbă, plante, flori și fructe au început să crească, fiecare cu sămânța sa.
În ziua a patra, Dumnezeu a poruncit soarelui și lunii să strălucească și să marcheze anii, lunile și zilele pământului. A făcut totodată și stelele. În ziua a cincea, Dumnezeu a spus să mișune apele de viețuitoare și să zboare păsări deasupra pământului pe întinderea cerului. Și așa a fost. În a șasea zi, Dumnezeu a spus să dea pământul viețuitoare după soiul lor, vite, târătoare și fiare pământești după soiul lor. Dumnezeu a făcut ca fiecare creatură vie să se poată înmulți după soiul ei și să aibă grijă de puii săi. Și Dumnezeu a văzut că erau bune. Domnea pacea. La început, toate animalele erau prietenoase. Nu se omorau, nici nu se mâncau unele pe altele. Plantele erau hrana lor. Domnea ordinea. Cu precizia unui ceas, soarele păstra distanța corectă față de pământ. Luna se schimbă din lună nouă în lună plină. Pământul reciclează aerul, apa și deșeurile. Dacă este condus bine, pământului nu i-ar lipsi nimic din ce este bun. Ar fi căminul ideal pentru omenire. Fiecare zi a creației ne arată un indiciu despre cum este Dumnezeu. Ziua întâi ne arată că Dumnezeu este sfânt. El este perfect și pur ca lumina. Ziua a doua, Dumnezeu este atotputernic. El a creat atmosfera și o menține. Ziua a treia, Dumnezeu este bun. El a creat mii de plante și alimente pentru noi. Ziua a patra, Dumnezeu este credincios. Soarele și luna rămân pe orbitele lor. Ziua a cincea, Dumnezeu este viață. A pus pești în mare și păsările pe cer. Ziua a șasea, Dumnezeu este iubire. După ce Dumnezeu a creat animalele, era timpul să modeleze creaturile prin care să-și poată revărsa dragostea. Era timpul să creeze ființele speciale care pot reflecta sfințenia, puterea, bunătatea, credincioșia, viața și dragostea Lui. În a șasea zi a creației, Regele și-a zis în sinea lui, Dumnezeu, Duhul Său Sfânt și Cuvântul Său, spunând, să facem om după chipul nostru, după asemănarea noastră, să stăpânească peste tot pământul și peste toate făpturile. Deci Dumnezeu l-a creat pe om după chipul său, după chipul lui Dumnezeu l-a creat, parte bărbătească și parte femeiască i-a făcut. Când Scriptura spune că Dumnezeu a creat oamenii după chipul Lui, nu înseamnă că Dumnezeu este la fel ca noi. Înseamnă că noi trebuie să reflectăm natura și personalitatea Lui. Așa cum monedele romane purtau imaginea împăratului, tot așa imaginea lui Dumnezeu a fost imprimată pe omenire. Primul bărbat și prima femeie au fost creați cu capacitatea de a gândi, a iubi și a vorbi ca și creatorul lor, astfel încât să se poată bucura de o relație apropiată cu el. Oamenii nu au fost creați ca sclavi ai lui Dumnezeu, ci ca prieteni ai lui Dumnezeu. Când a creat pe oameni după asemănarea lui, Dumnezeu le-a dat stăpânire. Oamenii trebuiau să aibă grijă și să conducă pământul pentru Dumnezeu, să-i descopere secretele și să-și folosească resursele cu înțelepciune. Aceste însușiri i-au deosebit pe oameni de regnul animal. Animalelor Dumnezeu le-a dat două dimensiuni, trup și suflet. Oamenilor Dumnezeu le-a dat trei dimensiuni, trup, suflet și duh. Domnul Dumnezeu a făurit omul din țărână și a suflat în nări suflare de viață, iar omul a devenit o ființă vie. Trupul era doar casa sau cortul în care Dumnezeu a suflat sufletul și duhul omului. Sufletul reprezenta intelectul personal, emoțiile și voința omului, ceea ce a făcut posibil ca omul să gândească, să simtă și să aleagă.
Duhul l-a conectat pe om cu Dumnezeu, în timp ce trupul l-a echipat pe om să se conecteze cu lumea vizibilă, Spiritul l-a echipat pe om să se conecteze cu Dumnezeul invizibil. Domnul a vrut ca oamenii să-L cunoască. Oamenii aveau să fie comoara specială a lui Dumnezeu. De când Dumnezeu i-a creat, El nu a fost numai creatorul lor, ci și stăpânul lor. Domnul Dumnezeu l-a numit pe primul om Adam, adică aparținând pământului sau pur și simplu om. Mai târziu, Dumnezeu avea să formeze prima femeie, dar înainte erau necesare câteva pregătiri. Adam avea nevoie de o casă și de un loc de muncă. După ce a făcut primul trup omenesc din țărână și a suflat viață în el, Dumnezeu a plantat o grădină în Eden, undeva în Orientul Mijlociu. Un râu cristalin curgea prin grădină. Și Domnul Dumnezeu a făcut tot felul de copaci care cresc din pământ, pomi care erau plăcuți pentru ochi și buni pentru hrană. În mijlocul grădinii exista pomul vieții și pomul cunoștinței binelui și răului. Domnul Dumnezeu l-a luat pe om și l-a așezat în grădina Edenului ca să o lucreze și să o păzească. Domnul Dumnezeu nu l-a întrebat pe Adam dacă dorea să locuiască în Eden. Dumnezeu a fost creatorul și stăpânul omului, știa ce era cel mai bine pentru om. Grădina lui Adam era plină de desfătări nesfârșite. Lucruri de văzut, auzit, mirosit, atins și gustat. Ape sclipitoare, păsări cântătoare, flori înmiresmate. Creaturi cu blană, fructe delicioase, legume crocante, fructe de pădure dulci, păduri misterioase, pietre colorate, insecte fascinante și o mulțime de alte minuni care așteptau să fie descoperite. Dar omul a fost creat pentru mai mult decât să exploreze și să mănânce. Dumnezeu l-a făcut pe Adam să fie capul rasei umane. Dumnezeu a dorit ca Adam și familia lui să domnească împreună cu el pentru totdeauna, dar numai cei cărora li se pot încredința sarcini mici pot primi și sarcini mari. Deci Dumnezeu i-a dat lui Adam prima sa slujbă, îngrijirea grădinii. Această grădină era un loc perfect. Nu avea spini, buruieni sau dăunători. Clima era ideală și solul era bogat, deși nu ploua niciodată. În schimb, un abur se ridica și uda pământul. Dumnezeu i-a mai dat lui Adam o altă slujbă, să pună nume animalelor. Domnul a adus toate făpturile la Adam ca să vadă cum le va numi. Imaginați-vă scena, o pereche de animale cu coamele în vânt și cu picioare puternice în galop. Adam le studiază, le mângâie spatele și le numește cai. La porunca creatorului, o pasăre uriașă cu cioc ascuțit și aripi largi coboară spre el. Vultur, spune Adam. Apoi trece pe lângă el o fiară portocalie cu dungi negre. Cum crezi că a numit-o Adam? Deci omul a dat nume tuturor vitelor, păsărilor din cer și tuturor animalelor sălbatice. Eden a fost locul perfect pentru ca omul să-și cunoască creatorul. Sosise vremea să-i dea o încercare lui Adam. De la bun început, Dumnezeu și omul au fost prieteni, dar această prietenie trebuia testată. Regele Universului nu dorea să-și umple împărăția cu supuși care erau forțați să-i dea ascultare. Dumnezeu l-a iubit pe Adam și a avut planuri minunate pentru el și viitoarea lui familie. Deoarece Dumnezeu a dorit oameni, iar nu marionete, El i-a dat lui Adam să asculte o singură regulă. Domnul Dumnezeu i-a poruncit omului: poți să mănânci după plăcere din orice pom din grădină, dar din pomul cunoștinței binelui și răului să nu mănânci, căci în ziua în care vei mânca din el, vei muri negreșit. Nu era o poruncă grea. Adam putea mânca orice fruct din grădină, cu excepția unuia. Ascultând această regulă simplă, Adam ar fi putut arăta că are încredere în creatorul lui.
Ce i-a zis Dumnezeu lui Adam că se va întâmpla dacă încalcă această regulă? I-a zis cumva Dumnezeu că dacă mănâncă fructul interzis, trebuie să îndeplinească ritualuri religioase? Să folosească mărgele de rugăciune, să țină post, să dea milostenie, să meargă la o biserică și să facă suficiente fapte bune? Asta a spus Dumnezeu. Nu asta a zis Dumnezeu. Dumnezeu i-a spus lui Adam, când vei mânca din el, vei muri negreșit. Neascultarea de legea lui Dumnezeu se numește păcat. Pedeapsa pentru încălcarea regulii lui Dumnezeu avea să fie moartea. În cartea lui, regele numește această lege, legea păcatului și a morții. Legea regelui spune că păcatul trebuie pedepsit cu moartea. Moartea înseamnă separare. Dacă Adam nu asculta de singura regulă a lui Dumnezeu, avea să devină ca o creangă frântă care începe să moară imediat ce este separată de sursa sa de viață. Dacă Adam hotăra să facă ceea ce voia să facă în loc să asculte de regele universului, aceasta ar fi fost un act de rebeliune. Ar fi fost un păcat. Păcatul avea să încheie prietenia omului cu Dumnezeu. Păcatul avea să facă trupul omenesc să îmbătrânească și să moară. Păcatul avea să despartă duhul, sufletul și trupul omului de Dumnezeu pentru totdeauna. Păcatul este mortal. După ce Dumnezeu i-a dat primului om o slujbă de îndeplinit și o regulă de respectat, sosise vremea să creeze prima femeie. Domnul Dumnezeu a spus, nu este bine ca omul să fie singur. Voi face un ajutor potrivit pentru el. Domnul Dumnezeu l-a făcut pe om să cadă într-un somn adânc și în timp ce dormea, a luat una din coastele bărbatului și a închis carnea la locul ei. Apoi Domnul Dumnezeu a făcut o femeie din coasta pe care o scosese, după care a adus-o la bărbat. Omul a zis, iată în sfârșit aceea care este os din oasele mele și carne din carnea mea. Ea se va numi femeie, pentru că a fost luată din om. Ai observat cine a făcut prima operație și cine a aranjat prima căsătorie? Da, a fost Dumnezeu. Femeie înseamnă făcută din bărbat. Mai târziu Adam și-a numit soția Eva, care înseamnă mama tuturor celor vii. În timp ce Dumnezeu le-a dat roluri diferite, el i-a făcut pe bărbat și pe femeie egali ca valoare. La fel ca Adam, Eva a fost creată după chipul lui Dumnezeu și ea a fost făcută să-și cunoască stăpânul creator, să reflecte caracterul lui și să se bucure de o relație fericită cu el pentru totdeauna. Dumnezeu s-a uitat la tot ce făcuse și iată că erau foarte bune. Astfel a fost o seară și apoi a fost o dimineață, ziua a șasea. În ziua a șaptea, Dumnezeu a terminat lucrarea pe care o făcuse, iar în ziua a șaptea s-a odihnit de toată lucrarea lui. De ce s-a odihnit Dumnezeu a șaptea zi? Pentru că lucrarea lui a fost terminată. De asemenea, prin crearea lumii noastre în șase zile, odihnindu-se în a șaptea zi, Dumnezeu a stabilit săptămâna de șapte zile, un ciclu de muncă și odihnă care e practicat încă la nivel mondial. Domnul Dumnezeu i-a îngrijit pe Adam și Eva ca un tată înțelept și iubitor. În fiecare seară, el venea în grădină ca să umble și să vorbească cu ei. Aceștia erau fericiți în prezența lui. Bărbatul și soția lui erau amândoi goi, dar nu simțeau nicio rușine. Imaginați-vă o lume perfectă, locuită de un cuplu perfect, în strânsă prietenie cu creatorul lor perfect. Așa au fost lucrurile la început. Dar oare ce n-a mers bine?